Stimați invitați, bine ați venit la patra ediție a sărbătorii Zilei Recoltei în Comuna Vișoara, care este pregătită și are loc sub auspiciile Zilelor Comunei Vișoara. Avem bucuria să avem oaspeți de seamă de la județ, domnul doctor secretar de stat, prietenul nostru Oleneu Ioan, domnul consilier județean, fost senator Cordoș Alexandru, președintele PSD Cluj, doamna Rozor Mihaela, director ajung la APIA Cluj, organizația PSD Câmpia Turzii și consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Vișoara. Pe această cale vreau să mulțumesc tuturor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment, să vă mulțumesc dumneavoastră care ați venit aici cu produse, pentru că o dată în an, o jumătate de zi, nu-i prea mult să alocăm din timpul nostru pentru a ne prezenta rezultatele muncii noastre de un an de zile. Îi felicit și totodată le mulțumesc celor care ne-au onorat cu prezența și sperăm ca această acțiune, care astăzi este, să zic așa, mai redusă din punct de vedere al participanților, în anii viitori să aibă o amploare mai mare. Eu vă mulțumesc încă o dată, vreau să vă spun că după ora 11:30-12:30, fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici veți primi un bol cu guiaș de oaie. Vă rog să nu-l refuzați, că-i dat din inimă de organizatori.